Și nu este deloc întâmplător că Israelul de câteva ori a amânat începutul operațiunii chirurgicale în fâșia Gaza, dar putea să amâne încă și mai mult pentru că este foarte dificil de a evacua o atât cantitate de oameni. În plus, mai este un aspect. Deja toată lumea probabil a auzit despre punctul de trecere Rafal, care este la hotar cu Egiptul. Egiptul are o mare problemă cu frăția musulmană. De fapt, islamismul politic, patria lui este Egiptul. La începutul anilor 20 a fost fundamentat, iar la mijlocul anilor 60 de Qutb a fost în continuare dezvoltat și Egiptul. Ne aducem aminte că după primăvara arabă, o anumită perioadă de timp a fost guvernat de către frăția musulmană. Și în acest context, Egiptul are mari temeri că teroriștii din Hamas sau din alte grupări vor trece pe teritoriul egiptean. Din această cauză și trecerea este foarte bine securizată. Am înțeles că la moment, după negocieri multiple dintre diferiți factori, se permit doar cei cu cetățenie dublă sau cei străini. Cetățenii străini și palestinienii răniți au voie să treacă prin Rafah. Palestinienii răniți, da, dar este foarte dificil de a controla o masă atât de mare. Am înțeles că nu numai Qatarul, care are un cuvânt de spus la finanțarea Hamasului, s-a implicat în negocieri, dar și alte forțe, inclusiv Thailanda, unde mai sunt, am înțeles că au fost anumiți cetățeni ai acestui stat, se află în prizonierat.